datoria și cimpanzeul nu ne sperie de ei. Iată maimuța, tigrul și leul, papaia și șoricei. Liber la distracție. Asta au simțit copiii care au tranzitat zona de promenadă Greșan în acest weekend. Kidzone a oferit celor mici activități pe placul tuturor, iar reacția celor prezenți nu a întârziat să apară. Au cântat, au dansat și s-au distrat. 1, 2, 3, De ce ai venit aici? Să văd un pam-pam-pam, să mă joc, să mă distrez cu activitățile. Și te-ai distrat? Da. E frumos? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Trupa pam-pam. Ai văzut când au prezentat țările? Da. Care dans ți-a plăcut cel mai mult? Din care țară? Dansul indian. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult aici? Că e topogan, trambulină, baloane în apă. Multă distracție. Am fost la topogane cu gonflabile și la mingi care te bagă în ele. Toate acestea au fost oferite de Kidzone alături de invitați. Am pregătit un super program care conține jocuri recreative, distractive, interactive, ateliere de creație, multe, multe baloane, culoare, gânduri bune și un super concert cu trupa Pam Pam. Sunt deja în acest moment în toi și bineînțeles un spectacol de magie cu magicianul Adi Olteanu. Kid Zumba cu 50 de copii de la un club extraordinar. Strehaia, care a fost invitat la Profesorul Severin și foarte, foarte multe surprize. Am venit special pentru copilași, pentru că ne dorim foarte mult să aducem mesajul nostru de muzică, de dans, de veselie. După câte vedeți, copiii se distrează, cântă alături de noi și o atmosferă superbă și noi vă mulțumim pentru invitație, ne simțim excepțional aici. De cât timp faceți asta? Noi acum, exact în iunie, pe 7 iunie, avem 3 ani. De când am înființat trupa Pam Pam, suntem o trupă tânără. Eu sunt un dansator indian, african și chinez și fac și breakdance, o breakdancerul Pam Pamului și eu dansez. Eu vin la fiecare cântec, dansez, transpir. Înțeleg că tu animi atmosfera. Da, eu, cum ar fi, eu, toți copiii, haide, wow, ce tare! Pe lângă concerte, cei mici s-au putut bucura și de numeroasele ateliere de creație pregătite de Kidzone.